Astăzi vreau să vă prezint întreaga mea colecție de lumânări. Am colecționat foarte multe de-a lungul timpului și le ador. Majoritatea sunt de la Bath & Body Works, ăsta e brandul meu preferat de lumânări, dar nu doar de lumânări, și de produse de corp, de exemplu. Nu este sponsorizat de ei, dar da, haideți să vi le prezint pe toate. Ca un side note, îmi plac lumânările astea de la Bath & Body Works, mai ales cele care au 3 fitiluri. Deci, odată ce aprind lumânarea asta, se simte în toată casa. E amazing. Nu am încercat o lumânare care să nu-mi placă de la Bath & Body Works și da, chiar își merită banii. Începem cu prima lumânare și anume Pumpkin Spice Latte. Este potrivită pentru sezonul acesta de toamnă. Deci lumânarea asta miroase demențial, exact ca un pumpkin spice latte. Eu mă mir cum pot să nimerească așa bine mirosul. Superb, chiar îmi place enorm de mult. Dacă îți place pumpkin spice latte, clar o să o iubești. Tot ceva în genul de cafea, avem Paris Cafe. Vreau să vă zic că lumânarea asta o am, cred că, din 2019 și încă n-am terminat-o, deci atât de mult țin lumânările astea de la Bath & Body Works. Asta miroase mult mai intens, a cafea, espresso din asta proaspăt făcut. Acum realizez că am destule care miroase a cafea. I don't know, se pare că îmi place foarte mult mirosul acesta. Următoarea este Cinnamon Spiced Vanilla și asta am primit-o recent cadou din partea lui Alex. Wow, deci lumânarea asta miroase superb, deci exact a toamnă, cinnamon, amazing. Sincer, uitați-vă cât de frumos arată și așa ca packaging, ca ambalaj de pus pe display, mi se pare că sunt superbe. Următoarea avem Pink Peach Blossom, asta i-am dat-o lui Alex, o are în studio la el, fiindcă îi place foarte mult și, sincer, wow, deci miroase atât de bine. Cred că asta îmi place cel mai mult la lumânările Bath & Body Works, pe lângă că miros senzațional. Efectiv, numele descrie perfect cum miroase. Deci e așa un miros de primăvară, vară, ceva cocktail, gel de duș din ăla foarte tropical. Tot în tema asta de fructe, avem Salted Grapefruit Shore și, sincer, ăsta a fost un blind buy, deci chiar nu mă așteptam să miroase așa cum miroase. Wow, deci, amazing, nu știu cum fac mirosurile astea atât de plăcute. Deci dacă ăsta ar fi gel de duș, l-aș adora. Apoi avem Strawberry Pound Cake, din nou un miros foarte fructos așa. Vreau să vă zic că lumânarea asta, prima oară când am mirosit-o, nu prea mi-a plăcut, dar odată ce îi dai drumul gen să ardă, deci miroase casa, zici că ai făcut vreo prăjitură, ceva, deci demențial. Când am mirosit-o prima oară, nu știu, îmi părea așa prea seacă cumva, nu știu cum să zic, dar a miros exact a prăjituri, a ceva tartă cu căpșuni. Următoarea este Vanilla Balsam și asta din nou am de foarte mult timp, cred că 2020 poate, deci așa arată. Se vede clar că am iubit-o și încă îmi place foarte mult. Este un miros potrivit așa mai mult de primăvară, aș zice, sau îmi dă puțin vibe de haine proaspăt spălate. În același timp, ador vanilia, probabil de-aia îmi place atât de mult. Am și 3 lumânări care sunt din colecția Stranger Things, adică Bath & Body Works au făcut niște lumânări inspirate din serialul Stranger Things, mi se pare amazing. Și avem aici Eleven's Waffles, dacă ați văzut serialul, I think you know them. Asta încă n-am apucat să o ard, fiindcă abia am cumpărat-o, dar mi se pare superbă. Deci miroase efectiv ca și cum ai fi făcut vafe clătite. Doamne, e un miros atât de plăcut. Cred că ați observat deja că îmi plac așa mirosurile astea de gătit, să zic, nu știu, de vanilie, de prăjituri, de cafea. Avem încă una de la Stranger Things, Hopper's Coffee, și asta miroase exact a cafea. Doamne! Deci lumânările astea cu miros așa de cafea mi se par perfecte pentru dimineață, să stai în living, să dai drumul la o lumânare în asta, vai, miroase superb! Și ultima din cele de la Stranger Things avem Steve's Scoops. Asta încă n-am apucat să o ard, dar miroase exact a înghețată, a înghețat așa foarte creamy, foarte vanilie. Da, miroase exact cum ar mirosi înghețată de vanilie. În continuare, mai am câteva de la Bath & Body Works, dar acestea au doar un fitil. Îmi plac foarte mult, dar nu sunt la fel de faine ca și cele cu 3 fitiluri. Mirosul tot se simte, dar nu este atât de puternic. Aceasta este Cozy Cashmere și din nou a fost un blind buy, n-am știut a ce miroase.
Dar sincer îmi place, e un miros foarte soft. Cred că dacă aleg dintre lumânările astea, asta e cea mai soft. Restul chiar au mirosuri așa intense, le simți în toată casa. Următoarele trei sunt de Crăciun și sincer plănuiesc să mai îmi cumpăr lumânări de Crăciun, fiindcă nu am decât trei. Bine, nu știu dacă e mult sau puțin. Avem Fresh Balsam. Deci dacă miroase ceva a pin, este lumânarea asta. Vai, deci superb. Mirosul ăsta l-aș vedea și în baie, de exemplu, când faci așa o baie cu spumă, să aprinzi lumânarea asta de Crăciun. Următoarea este preferata mea de Crăciun, deci se numește This The Season. Și gândiți-vă la mirosul acela clasic de Crăciun, deci clementine, scorțișoară, deci așa miroase. Doamne, ce frumos! N-am mai mirosit lumânarea asta de Crăciunul trecut, fiindcă atunci am dat drumul ultima oară de Crăciun. Și este atât de nostalgic mirosul. Doamne! E genul de lumânare pe care pot să o miros în continuu și nu mă satur. Deci, da. Și ultima de la Bath & Body Works și de Crăciun este Bright Christmas Morning. Asta, la fel ca și cealaltă, are mirosul acela clasic de Crăciun, dar e mai soft. Deci chiar nu aș ști cum să o descriu, numele este perfect pentru ea. Miroase efectiv a dimineața aia de Crăciun. Miroase puțin a scorțișoară, a clementine, a vanilie. E puțin și spicy, cred că de-aia îmi place atât de mult. Și, again, ambalajul e atât de cute. Și cam astea au fost lumânările de la Bath & Body Works. Sper că n-am uitat niciuna. Acum vreau să vă mai arăt încă trei pe care le am. Astea sunt cumpărate din Rodos. Le-am găsit la un magazin foarte random în Lindos. Este un orășel în Rodos și mi-au plăcut atât de mult. Sunt făcute manual. Uitați-vă doar cât de frumos este ambalajul. Cred că asta m-a atras din prima, ambalajul. Avem Ginger and Lemon. Mam, deci superb! Astea, într-adevăr, nu miros atât de puternic, deci când dai drumul nu o să se simtă în toată casa, dar toți sunt niște lumânări superbe. Deci dacă sunteți prin Rodos, zic să mergeți la Cori Lindos să le încercați. Următoarea este Kiwi și Mango. Da, asta mi-am amintit că mi-a plăcut foarte mult. Miroase superb. Efectiv, miroase a Kiwi și Mango, deci nu am cum altfel să o descriu. Și mai avem una, Summer Days, care nu știu ce s-a întâmplat, că nu mai are fundița asta. Habar n-am ce-am făcut cu ea. Cred că asta e preferata mea dintre toate astea trei, fiindcă miroase atât de frumos. Deci chiar aș putea să mă dau cu mirosul ăsta drept parfum. Cred că ar fi superb. Numele mi se pare perfect. Cum aș descrie eu o zi de vară. Miroase foarte fresh, foarte floral într-un fel, dar așa avaluri, amare, nu știu, foarte fain. Și cam așa arată colecția mea întreagă de lumânări. Eu sunt mega pasionată de ele, îmi plac atât de mult și pur și simplu îmi fac ziua mai bună. Odată ce aprind o lumânare și stau, de exemplu, citesc o carte, chiar îmi fac ziua mult mai frumoasă, îmi fac casa să miroase mult mai bine. Sunt curioasă dacă aveți și voi vreo lumânare de aici și dacă nu, care vi se pare cea mai faină? V-am pupat!